Jandarmeria română a sărbătorit sâmbătă 3 aprilie 171 de ani de când a fost semnat actul de înființare a instituției de către domnitorul Grigore Alexandru Ghica, document care prevedea faptul că jandarmeria este o putere înființată pentru a priveghea siguranța publică, ținerea bunei rânduieli și aducerea la împlinirea legilor. Vineri 2 aprilie la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române a avut loc ședința omagială dedicată Zilei Jandarmeriei Române, aceasta fiind transmisă prin sistem videoconferință la toate inspectoratele de jandarmi județene. Activitatea a continuat cu adunarea festivă a cadrelor Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava și ceremonialul militar de înaintare în gradul următor, înainte de termen a unui ofițer și 7 subofițeri, care s-au remarcat prin modul de îndeplinire a misiunilor și atribuțiilor de serviciu și care au îndeplinit condițiile legale. Manifestările dedicate Zilei Jandarmeriei Române au debutat cu un concurs de eseuri organizat în perioada 18-29 martie, o filă din istoria Jandarmeriei Române, concurs dedicat elevilor de liceu, ce și-a propus în special promovarea și valorificarea istoricului instituției, respectiv stimularea interesului tinerilor pentru studierea istoriei în general, dar și a istoricului instituției în particular. Data de 2 aprilie 2021 a debutat cu adunarea festivă a cadrelor unității și a ceremonialului militar, în cadrul cărora a avut loc activitatea de avansare înainte de termen a unui număr de 8 cadre militare a instituției noastre cu rezultate meritorii. Activitățile prelejuite cu ocazia Zilei Jandarmeriei Române s-au finalizat printr-o activitate de tipul Biblioteca Vie, organizată în zona Iulius Mall Suceava pe data de 3 aprilie, în cadrul căreia cadrele militare ale instituției noastre au interacționat într-un mod direct cu comunitatea, povestindu-le despre atribuțiile instituției noastre, misiunile pe care le desfășurăm, respectiv structurile noastre specializate.